Agenda încărcată, o vară plină de evenimente aici în orașul Stațiune Dărmănești, nu? Așa este, încă din luna mai am dat startul activităților cultural-sportive, dacă aș putea spune așa, și în fiecare săptămână aproape avem o gamă largă de activități. Astăzi suntem la baza sportivă Uzu Dărmănești. Avem Cupa Cartierilor la fotbal. E o tradiție de 3-4 ani, facem lucrul ăsta amical, fiecare cartier are propria echipă și, sigur, astăzi sunt prezente la start 8 echipe, se joacă azi calificările, mâine finala mică, finala mare. În același timp se desfășoară și trofeul Valea Uzului. În paralel avem și trofeul Valea Uzului, ediția a patra, viteză în coastă, campionatul național. Astăzi sunt la, eu știu, testări, dacă aș putea spune așa, recunoașterea în teren, un număr mare de competitori. Aproape 53 și în premieră avem la start și mașini electrice. O premieră pentru acest eveniment, de altfel o premieră așteptată. Am înțeles că și ministrul mediului va fi prezent. Da, și-a anunțat prezența și domnul ministru al mediului astăzi. Cred că va veni și la aici pe baza sportivă la mișcare și cu siguranță va fi și la startul raliului. Așadar, pe lângă lucrurile pe care le desfășurați în orașul Dărmănești, asta că aveți timp și pentru evenimente, creați evenimente pentru că este un oraș stațiune. Este un oraș stațiune și dincolo de investițiile pe care le facem în comunitate, avem nevoie și de viață sportivă și de viață culturală, promovare. Avem nevoie de a gândi cât mai multe oferte pentru turiști, pentru că cu ocazia evenimentelor pe care noi le facem, toate hotelurile, pensiunile din zonă și nu numai din Dărmănești sunt arhipline. Vin turiști foarte mulți în perioada asta din toată țara și asta nu poate decât să ne bucure. Să spunem așa în premieră aici câteva din evenimentele ce urmează aici la Dărmănești, pentru că nu, oamenii trebuie să-și facă planificarea din timp. Așa este, luna august debutează cu foarte multe activități și aș aminti aici, 12-13 august avem în premieră Festivalul Uzilor și vă invit pe toți, va fi ceva wow, pentru că tradiția jocului ursului la Dărmănești pornește de la acești uzi. Veți vedea în premieră cine au fost uzii, ce au făcut, de ce jucăm ursul noi la Dărmănești. De asemenea, tot 12-13 august, zilele orașului Dărmănești, vom avea aici viață culturală de top, sfârșitul lunii august. Vor concerta, trebuie să spunem, cu permisiunea noastră, domnule primar, trebuie să spunem cine va concerta, ca oamenii să-și facă agenda și tinerii. Da, avem nume de top, Fuego va fi prezent la Dărmănești, Mario Fresh, da. Eu vă invit să fiți prezenți cât mai mulți pentru că nu aveți ce pierde. Veți vedea niște, să zic așa, nume de top la Dărmănești. Weekendul următor facem un pic de pauză, dar nu foarte mult ca să ne revenim. 25, 26, 27 august avem Festivalul Internațional de Blues la Dărmănești, aici, pe acest amplasament. Din nou, muzică de cea mai bună calitate, artiști internaționali s-au anunțat foarte mulți, să zic așa, artiști de top. Așteptăm și public numeros. Sigur, este o viață efervescentă pentru că cred că asta e normalitatea. Și spuneați mai devreme de cei care au pensiuni să-și facă rezervarea din timp pentru că e greu cu cazarea. Da, e bine cei care vor să ne treagă pragul să se intereseze din timp pentru cazarea, pentru că, da, cred că cererea a depășit mult oferta de cazare și asta iar ne bucură. Poate agenții economici se reorientează să-și facă aici pensiuni, nu? Ar fi o idee bună, să știți că deja au început să gândească noi investiții în infrastructura de turism și cazare și așa mai departe. Faptul că am devenit stațiune turistică este un imbold, o încurajare pentru a investi în turism. Dezvoltăm pe orizontală și gastronomia. Spuneam că mai devreme, luna mai, am avut acel festival al prosturilor tradiționale. Îmbinăm utilul cu plăcutul, zona ne ajută foarte mult, avem un peisaj superb dat de Dumnezeu și toate aceste lucruri puse la oaltă ne aduc doar avantaje. Și fac o rețetă de succes aici la Dărmănești. Da, o rețetă de succes.